CSM Bucovina Suceava a înregistrat prima înfrângere din actualul sezon al Diviziei Naționale de Rugby, cedând cu scorul de 24-18 la pauză 14-12 pe terenul grupării Stejarul Buzău, într-un meci contând pentru etapa a patra. Sucevenii au luat totuși punctul bonus defensiv, ajungând la 10 puncte în clasament. Îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm acest meci, am comis o sumedenie de greșeli în apărare, iar linia noastră de 3 sferturi a fost ușor de penetrat. Sper să ne concentrăm mai bine în jocurile ce vor urma, a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Constantin Vlad. Pentru Bucovina, în partida cu Stejarul Buzău, au marcat Bursuc și Scolobiuc, câte un eseu, același Scolobiuc reușind o transformare și două lovituri de pedeapsă. Sâmbătă, cu începere de la ora 10, sucevenii vor primi pe teren propriu replica liderului CSMU-23 București. Iată și celelalte rezultate înregistrate în etapa a patra a Diviziei Naționale de Rugby. CSMU-23 București, CSU Aurel Vlaicu Arad 76-3, Rugby Club Bârlad Știința Petroșani 44-0, Poliaș CS Năvodari 13-14. În clasament, locul 1, CSMU-23 București 18 puncte, 2 Rugby Club Bârlad 11 puncte, 3 CS Năvodari 11 puncte, 4 CSM Suceava 10 puncte.